anunțat noi proteste ale profesorilor. Săptămâna viitoare, sindicaliștii din educația buzoiană vor picheta sediul prefecturii în semn de protest față de problemele reclamate la minister și nerezolvate până acum. La meeting sunt așteptate 200 de cadre didactice din județ. Decizia de a protesta a fost luată la nivel național. În data de 20 mai, între orele 12 și 14, sediul guvernului și cele ale prefecturilor din întreaga țară vor fi pichetate de DAS. Manifestarea va fi organizată de liderii Sindicatului Învățământului Preuniversitar. Pichetarea prefecturii programată și la care Buzău se va angaja să participe cu 200 de oameni, o facem tocmai pentru a atrage din nou atenția că problemele noastre au rămas nerezolvate. Principalele revendicări ale cadrelor didactice vizează modificarea legii educației naționale, a salarizării personalului didactic și auxiliar, elaborarea unei hotărâri de guvern pentru decontarea integrală și la timp a cheltuielilor de navetă, precum și regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor. Că nemulțumirile sunt aceleași, că la ele se adaugă și altele. Tot vorbim de reformă în educație, dacă ne referim la una din revendicări, respectiv programele școlare, care afectează de o perioadă lungă de timp și se tot angajează miniștrii să rezolve această problemă, uite că nu se întâmplă lucrul ăsta. Deci, poate că îi impulsionăm, mai ales că este un an electoral și probabil nu le convine ca în toamnă să reluăm chiar începând cu 1 septembrie aceste proteste. Cu o zi înainte de proteste, în data de 19 mai, membrii Consiliului Național ai FSLI vor avea o întâlnire cu ministrul Educației, Remus Pricopie. În data de 29 aprilie, liderii de sindicat din Educația Buzoiană au chemat la discuții parlamentarii locali pentru a le semnala mai multe revendicări. Însă dezbaterea a fost fără rezultat.